Duminică 22 decembrie 2019 mă aflu în localitatea Crevedia din județul Dâmbovița, unde particip la festivitatea de premiere a clubului împreună cu colegii din Dârza, dacă nu greșesc. Da, Crevedia cu Dârza. Așa, acum am plăcerea să stau de vorbă cu președintele FCPR din Crevedia, deci Crevedia. Domnul Ion Lucian, dacă nu greșesc. Da. Salut, Lucian, ce faci? Bine, la festivitatea de premieră împreună cu colegii noștri. Frumos, bă, că ați organizat ceva frumos aici, frumos, de da, calitate. Suntem la început de drum, ne chinuim, sperăm să fie din ce în ce mai bine, de la an la an mai bine. Să crească gruparea, nu? Să crească gruparea. Ca și numeric, ca și calitate. Suntem un număr de aproximativ 100 de membri pe județul Dâmbovița. E bine, cum se pare numericul? E ok? Numericul e... Sperăm să mai crească din ce în ce. Ar trebui să fie și mai mare. Da? Sperăm să mai alături de noi și celelalte grupări din Dâmbovița, din Găiești, care vor să participe cu noi. Ați mai zburat vreodată cu Găiești, nu? Am zburat și anul acesta. Ei zboară mai mult categoria fund și maraton. Au zburat împreună cu noi primele 5 etape. Cum a fost 2019 din punct de vedere sportiv Columbofit, să zic așa? 2019 a fost un an foarte bun, da? Reușit. Ați avut etape bune? Am avut etape bune, reușite, alături de partenerii noștri de la București, și Ilfo, Giurgiu. Cu ce numeric ați plecat la început? 18.000 și de Porumbei, 18.000. Și ați desfășurat tot planul de zbor, nu? Tot planul de zbor, la ultima etapă. Frumos. Personal, cum ți-a mers? Ești mulțumit de rezultate? Acceptabil, mulțumit. La început de drum, că sunt și la început de carieră, zbor porumbei de 4 ani. Doar de 4 ani? Doar de 4 ani, da. Cu ce porumbei? Ca și suce, ca și origini? Ceva achiziții de top care mi-au și performat. Porumbei de Jan Van de Paș, aduși din Olanda. Gus Cristian din porumbei de la Chicheanu. Cogman, porumbei de Cogman, aduși de la Nicolaescu. Categorii preferate? Categorii Aspid. Aspid, da. Mie îmi plac porumbei care clasează cât mai multe etape. Da. Da. Viteză de mifund. Stai de ei în timpul sezonului? Ai timp să stai de ei? Lucrez în domeniul construcțiilor, dimineața până seara. Și cine te mai ajută atunci cu ei? Singur. E greu, nu e greu? E greu, e foarte greu. E greu, mai ales la viteză de mifund, dacă nu stai... E foarte greu, da, porumbei nu stai de ei. În timpul sezonului nu prea poți să-i duc în teren. Și n-ai pe nimeni să te mai dimineața și seara. Dimineața mă trezesc de vreme, dau afară, antrenez. Da, dar oricum, îi antrenez din jurul crescătorii, dar n-a pus să-i duci. Nu, în jurul crescătorii și acolo de 3-4 ori pe săptămână maxim. Pentru că în rest lucrez de dimineața până seara în construcție. Zbor văduvie natural? Văduvie. Și cum e? Și cum ascult și femele? Mă ascult și femele, dar am un număr mic de porumbei, nu zbor mai mult de 40, zbor 40 de porumbei. Cu care dintre sexe obții rezultate masculii mai bune? Masculii. Masculii, da, masculii. Echipa? Se motivează mai bine. Echipă, da, o locul prins? La crescător, da. O prins, da? Da, am destul. Destule locuri de unul la crescător. Am văzut aici că ești cu fetița după tine, nu? Da, mă ajută și prințesa, ea. Prințesa ta, nu? Mă ajută doar la îmbarcări. Când îmbarcăm porumbei de acasă, mă ajută. Tati, hai să te ajut cu porumbei, da? Să îmbarcăm mașină. Bine, bine. Soția ce zice, alături soția de tine? Soția îmi place, da, e foarte mult. Mai puțin timp ajută ea pentru că doi copii, avem doi copii. Să e trăiască. Mai greu, trebuie să... Ai și un băiețel cumva? Nu, două fetițe. Ah, păi trebuie să mai trage, mai tragi. Urmează. Bravo, mă bucur. Planuri pentru 2020? Planul pentru 2020, gruparea cât mai strânsă, oamenii să înțeleagă că cu cât suntem mai mulți și număr mai mare de porumbei, sportul se va face și categoria de porumbei și calitatea de porumbei o descoperim mult mai ușor. Așa este. Numeric mare vă ajută pe toți. Numărul mare de porumbei clar pentru toată lumea. Ruta de zbor cum a ruta fost? Ruta de zbor foarte bună. Bună? Okay. Republica Moldova, 8 etape de capăt. Ruta e... E o ruta mulțumitoare e, pentru, da, toată, pentru lumea. Toată lumea? Din punct de vedere, în județele care participăm, suntem 45 județe, e cea mai... Și de ce spun asta? Pentru că dacă unii consideră că ruta nu îi avantajează sau da, e în defavoarea lor, atunci, atunci se lasă. Fac antijoc sau... Se lasă, da. Sperăm să continuăm protocolul în continuare cu Bucureștiul, cum am jucat și până și anul ăsta. Da, e bine că și e o grupare foarte puternică. Grupare foarte puternică, așa demonstrăm și noi calitatea de porumbei. Așa este. Dacă joci într-o concurență puternică, poți să descoperi porumbei buni. Dacă joci într-o concurență slabă, porumbei... De fă maraton când o să te apuci? Fun și maraton mi-am adus acum, anul ăsta. Am achiziționat ceva porumbei, am adus prin Belgia, Olanda. Da. Porumbei de Mene, porumbei de Cova Domele. Deci dacă se aduci direct din Olanda, da, din Belgia, înseamnă că ai băgat mâna ca lumea. Am investit peste 20.000 de euro într-un an.
Porumbei de la campionii Bucureștiului, Cazacu, Stănescu, plus Dobre. Da, păsări de valoare, într-adevăr. Păsări de valoare, Simeone Mil. Acum, dacă ai reușit să-ți mai faci puțin timp liber, să stai mai mult, sper să crească copiii mai repede, să mă ajute. Fetița, am înțeles că îi plac porumbei, fetița, nu? Fetița îi plac foarte mult porumbei, da, mă ajută la mâncare, că le dăm mâncare, tati, merg cu tine să dăm mâncare la porumbei, să dăm apă. Peste 2-3-4 ani... Sper să mă ajute, cât mai repede. Te ajută și mai bine. Sperăm un pic. Mă bucur mult că am stat de vorbă cu tine, te felicit și pentru munca depusă, atât în plan personal, cât și la nivel organizatoric aici. Da, sportiv, sunt la clubul Crevedia, președinte de un an de zile. Cum e munca cu oamenii? E grea? Nu, e grea. E grea, munca de convingere e foarte grea. Oamenii au început să evolueze, au început să înțeleagă lucrurile, că stând la bătaie, performezi și cu porumbei. Dacă două etape nu mai vii porumbei și fugi, nu mai faci porumbei. Da. Avem un club puternic, am găsit un club cu 17 oameni și avem un club cu 35. E dublat, practic, da? Crescător foarte bun de tot. Da, dacă faci, dați o vadă de seriozitate în timp, eu da, sunt convins că... Zburăm. Și gruparea o să crească, da, să dezvolte. Sperăm să fie de la an la an mult mai bine. La anul, la următoarea festivitate... Tot aici. Mă aștept cu 60 de oameni aici, nu? Da. Ne găsim tot aici. Mă bucur frumos. Vă felicit încă o dată și pentru pasiune, mulțumesc pentru munca depusă și vă doresc în continuare mult succes. Mult succes. Vă stimă, numai bine.